ochi de sticlă, dumneavoastră plasați sacul respectiv. Noi nu mergem la toate, toate porțiunea dată. Sunteți de acord cu mine sau nu? Deci, fiindcă dacă plasăm doar bucățica care e deschisă, camioane de năsit și miliarduri de și le procurăm sate și punem să dacă vă trebuiesc forță de muncă, îmi găpădau mâine. În rest, toate camioanele mele sunt ocupate, domnul Alexandru, nu vă supărați. Nu avem timp. Eu loc public, dumneavoastră m-a angajat pe mine acum să sate. Eu fac forță, dar mi-e voie de năsit. Păi de o mă teamă de spate. Și părnit, public să faci nebunele. Nu vă dați să vă lămuriți. Și aveți decizie Consiliul Municipal. Care e problema? De ce că nu este problema mea? Problema municipiului. De ce este decizia votată de consilier? Deja am pregătit societatea civilă. Există așa un activist brav pe nota 10, se numește dumnealui Marin Fotescu și e foarte permisibil și foarte receptiv băiatul. Avem deja pornit lucrările referitor la nisip, la referitor la saci, referitor la brață de muncă, voluntarii, cetățenii sunt foarte receptivi și îndată au zis da momentului critic. Dragi cetățeni, dragi soroceni, este un an într-adevăr care ne pune, nu mai știu, la încercări extraordinare. Dar eu cred că împreună cu dumneavoastră, cum și am mai depășit și situațiile critice deja precedente, deci ne vom consolida, vom da toți dovadă de umanism până la urmă. La momentul proiectării acestui proiect, care este în parteneriat public-privat cu primăria municipiului Soroca și este votat printr-o decizie a Consiliului Municipal o amenajare a unui agent economic a acestui spațiu public, deci el este amenajat în toate cerințele tehnice. Dacă vedeți acum, apa este ridicată la nivelul de 6 metri și mai este încă un metru până la cota 0, această construcție nu prezintă niciun risc, pentru că ea deja trebuia să dea despire dacă nu era conform legislației și normativelor în vigoare. Deci este un obiect autorizat de toate instituțiile statului și acest lucru este făcut pentru municipiul Soroca, pentru toți cetățenii. Asta este un spațiu public făcut de un agent economic și dăruit cetățenilor orașului. Deci acum noi am pregătit 38 de saci de nisip, am solicitat primarului ca să ne mai ajute cu două camioane de nisip ca să ținem piept la acele ape care pot pătrunde în oraș prin spațiile care sunt mult mai jos de zidul de protecție, care ele ajung în centrul orașului. Deci acolo nu trebuie să ne concentrăm. Ce ține de acest spațiu, nu avem alt risc, fiindcă apa este apă și acest pericol ne paște nu pe mine personal, dar întreaga țară. Am contractat 200 de tone de nisip, deoarece așa, și de 10.000 de lei s-au procurat saci, s-au procurat instrumente, am invitat societatea civilă, băieții, 15 persoane, iată cum se mai apropie 15 persoane și mai alături de toate muncile care deja am dat anunț și am rugat și am invitat, am îndemnat toată societatea ca să vină în ajutor. Da, oamenii sunt destul de receptivi, locuitorii sunt receptivi. Deja s-au încadrat și trei echipe, s-au format conform în urma ședinței pentru situații excepționale municipale. Deja s-au încadrat în muncă trei echipe
formate de câte 6 membri. Deci dumnealor monitorizează toate lucrările, dumnealor deja și-au programat toate segmentele de muncă, vor fi preconizate locurile de plasare a sacilor cu nisip. Deci membrii echipelor, avem membri în echipe din asistența socială, vor monitoriza cetățenii care locuiesc în zona de risc, care vor avea nevoie de ajutor și material, bănesc, poate să nu fie cazul, ca să plasăm persoanele date în centru, poate chiar la Rugeniță, deci vedem după situație. Da. Ca de obicei suntem mai operativi și mai organizați. Ne trebuie 2 ore ca să ne organizăm. Am să ne coordonăm cu șefii și ne apucăm de lucru. Întâi facem salpa, umplem sașii, îi așezăm. Sperăm să evităm situația, dar oricum să fim alea pregătiți.